Psalmul 90, rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu, versificat de fratele Traian Dorz și așezat pe melodia Ebenezer, Ebenezer, folosită și la imnul O, ce valuri de îndurare! Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Mai înainte de a fi munții, când nici, Doamne, nu eram. Mai înainte de a fi lumea și pământul zămislit, din vecii pe veșnicie, Tu ești Dumnezeu slăvit. Tu întorci oamenii în țărână, zici, întoarceți în pământ. Căci o mie de ani la tine, ca o zi trecută sunt, ca o strajă dintr-o noapte, Tu îi mături ca pe un vis. Dimineața sunt ca iarba ce-a-nflorit și s-a deschis. Înflorește dimineața, seara e uscată iar. Noi pierim de-a ta mânie, ne-ngrozim de-al tău amar. Pui înaintea ta tot răul care l-am făcut de ajuns, și-n lumina feței tale scoți păcatul nostru ascuns. Ale noastre zile toate pierde-a ta urgii acum. Iată anii noștri zboară ca un sunet, ca un fum. Anii vieții noastre, Doamne, sunt până la 70, iar la cei mai cu tărie se ridică la 80. Și tot lucrul lor
cu care bieți de noi ne lăudăm, nu-i decât dureri și trudă, trece iute, noi zburăm. Dar cine ia seama oare, Doamne, la tăria ta, ca așa cum se cuvine să se teamă n-asculta, să ne înveți a noastre zile bine să le numărăm, ca o inimă înțeleaptă, cum vrei tu să căpătăm. Doamne, întoarce-te cu milă până când mai zăbovești și de robii tăi te-ndură să-i ajuți și izbăvești. Satură-ne zilnic, Doamne, Tu de bunătatea Ta, și viața noastră întreagă vesel ne vom bucura. Bucură-ne tot atâtea zile cât am fost smeriți, tot atâția ani, o Doamne, cât am fost nenorociți. Robii tăi să-ți vadă slava și lumina fiilor, fia ta bună voință, Doamne, peste al tău popor și a mâinilor lucrare, Doamne, Tu să ne-o întărești, da, lucrarea mâinii noastre s-o ajuți și s-o întărești. Amin.